Salutare tuturor! Sunt Arc și cu acest video vreau să anunț lansarea unei noi serii de videouri. Această serie o să conțină mai multe filmulețe, de aproximativ 50 minute și subiectul abordat o să fie dezvoltarea aplicațiilor de mobile pentru sistemul Android. Am decis să fac asta după ce am primit mai multe solicitări din partea developerilor de Android din mai multe colțuri ale României. Vreau ca împreună să descoperim cum se dezvoltă o aplicație de Android cap coadă și cum facem acest lucru într-un mod cât mai eficient și mai profi. Toate filmulețele din seria asta o să fie în limba română, dar am în viitor un plan ca să creez content și în limba engleză. Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau propuneri, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii de mai jos. Totodată m-ar ajuta foarte mult dacă ați da share filmulețelor în speranța ca cât mai mulți oameni să afle despre ele. Cu acestea fiind spuse, hai să dăm bice! În acest prim filmuleț o să prezint și tool-urile pe care urmează să le folosim și o să vă arăt cum se instalează pas cu pas. Nu am să mă concentrez foarte mult pe Android Studio, care este ideul în care o să scriem cod, deoarece o să urmeze un filmuleț individual doar pe acest subiect. Dar înainte să folosim și Android Studio, avem nevoie de Java. Așa că primul lucru care îl facem, o să mergem la Oracle pe site și o să downloadăm Java SDK. Un lucru foarte interesant, dacă nu știți, este că Java există două tool-uri pe care le putem instala, Java JR și Java HDK. Ieri am descoperit, recent aveam instalat Java și am descoperit că supported pentru în perioada asta a anului, ar zice, este Java HDK 8, iar pentru Java HDK 7 și mai jos, trebuie să scriezi un cont Oracle. Destul de weird. Ok, după ce downloadăm JDK-ul, aici trebuie să selectăm License Agreement-ul și după care platforma pe care rulăm. Dar ca să nu aștept acum un filmuleț pentru chestia asta, am downloadat-o și avem aici. Așa arată pentru sistemul meu. Și urmează să o instalăm. Pentru Android o să folosim Android Studio ca și IDE și o să folosim Genymotion ca și simulatoare, în caz că simulatoarele by default nu funcționează. Ok? Să puneți și installer de Java, este o chestie cu next, 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 finish. O să așteptăm un pic până când se instalează. Ok. Și acum avem aici să selectăm destination folder-ul. By default este C Program Files Java JRE, unde se instalează și JRE-ul. Mai așteptăm puțin să facă install-ul. Ok? Și iar acum o să instalăm, avem Java CD, CD Development Edition Kit successfully installed. Ok? Ca să verificăm dacă avem Java instalat sau nu, o să pornim un command prompt, unde o să scriem java-version. Da, după cum vedeți, nu există Recognized, ca și internal or external command. Ca să punem Java în path-ul sistemului, o să căutăm în search, dacă folosim Windows și folosesc Windows, o să căutăm în search system variables. Și în momentul în care facem chestia asta, o să se deschidă un screen ca și ăsta, un window ca și ăsta și avem environment variables. Iar aici avem secțiunea de system variables și în system variables o să căutăm path. Deci pe toate platformele o să existe path și aici o să trebuiască să edităm. La sfârșit, chiar după ultimul caracter, o să punem punct și virgulă și o să trebuiască să scriem path-ul unde a fost instalat. De obicei, după cum am zis, noi l-am instalat în C, Program Files Java și o să trebuiască să specificăm aici JDK-ul. Da? Deci specificăm JDK-ul și dăm OK. O să repornim acum command prompt-ul. Așa, iar dacă să scriem java-version, o să vedeți că avem java 1.8, exact ceea ce am instalat. Bun, cu acestea fiind spuse, am instalat Java și acum o să continuăm cu Android Studio. Android Studio o să îl downloadăm de pe developer.android.com/NDK și așa mai departe. O să las toate linkurile astea în comentariul filmulețului
Și de aici puteți să downloadați Android Studio. O să selecteze automat sistemul de operare pe care sunteți. După cum vedeți, eu fiind pe Windows, recomandă download Android Studio for Windows. De asemenea, dacă o să vedeți la în secțiunea de tool-uri, există mai multe tutoriale și mai multe specificații despre ceea ce înseamnă Android Studio, ce tool-uri interne putem folosi pentru diferite chestii și vă invit să citiți. E foarte interesant documentul ăsta. Ok, dar acum să vedem cum se instalează. Ok, aici o să fie o secțiune de Next, Next. De aici vrem să selectăm, fiind pe Windows, Android SDK, care o să fie o colecție de tool-uri și, librăriile. Android Virtual Device, o să folosim, astea sunt simulatoarele, și Performance. Pentru Windows există un tool de la Intel, care se numește Hex, care face ca simulatoarele să meargă mai bine. Așa, deci agree. După care, avem aici două lucruri foarte importante. Android Studio ca și idee, o să le instalăm într-o secțiune. De exemplu, o să fie, la mine o să-l pun pe idee Android Studio, iar Android SDK-ul o să le instalăm în altă parte. Da? Voi vă recomand ca să le instalați undeva unde puteți să-l accesați și să nu lăsați să instaleze neapărat unde vrea el să fie instalat, pentru că atunci, în momentul în care o să trebuiască să modificați ceva la tool-uri, să faceți update-uri și așa mai departe, o să fie foarte greu să găsiți unde a fost instalat. Așa că o să specificăm pentru amândouă locațiile pe disc unde știm că o să le folosim. Da, ok. După care, aici există un configuration pentru emulatoare. Recomandat este cam să folosească cam 2 GB de memorie, dar o să lăsăm default. Ok. Ok, avem instalat Android Studio. Să dăm next. O să dăm start. După cum vedeți, acum o să se pornească. Ok, dacă l-avem instalat, o să ne importe setting-urile din locul unde aveam instalat. Eu l-aveam instalat deja, dar o să specific că nu am instalat niciun settings. Ok, iar acum s-a pornit și după cum vedeți, urmează să downloadeze toate componentele de care are nevoie. Aceste componente o să le facem un review. Și o să vedem exact ce înseamnă fiecare și cum le updatăm. În prima fază, după cum vedeți, downloadează Android SDK Platform API 6.0. Ok. Am instalat Arriva. Îți dau finish. Și acum suntem în setup. Ok. O chestie importantă aici, pe care vrem să o facem prima dată, este Configure SDK Manager. În SDK Manager, după cum vedeți, direct în IDE putem să instalăm toate tool-urile de care avem nevoie, însă aș vrea ca să folosim în prima fază, deși chestia asta e destul de cool, aș vrea să folosim standalone SDK Manager-ul, prima fază, ca să vedem exact ce se întâmplă pe acolo. Ne oferă mai multe informații. Ok. Bun. Ok, ăsta este Android SDK Manager-ul standalone și de aici o să avem nevoie pentru developmentul de Android de toate tool-urile de build, deci o să selectăm toate tool-urile. Există tools din Preview Channel. Preview Channel este canalul de beta testing, deci dacă vrem să vedem review-uri care încă n-au fost lansate, după cum vedeți aici 25.0.3 Release Candidate 4, deci aici o să tot vin update-uri pentru tool-urile noi, însă acestea pot să conțină bug-uri. Deci o să vă sfătuiesc să nu încercăm încă chestia din Preview Channel. După care, pentru Android 6.0, API Level 23, sunt câteva lucruri pe care vrem să le instalăm. O să le dezactivăm pe toate și o să mergem așa. O să vrem pentru toate platformele pe care le downloadăm, Documentation, SDK platformul, sample-urile o să fie bucăți de cod exemple, iar următoarele pe care le putem alege sunt imagini pentru simulator. După care vrem Google API, care deja e instalat, și Sources for Android SDK, ca să putem efectiv să ne uităm în surse. Ok, o altă chestie pe care vrem să o instalăm sunt două dintre imaginile astea. O să fie Google API, deci
Este foarte important să fie sistem image-ul cu Google API, pentru că asta conține toate serviciile Google, inclusiv Maps, inclusiv altele. Deci o să fie Google API Intel Atom x86, da? Și Intel Atom x864. Astea două trebuie să le instalăm. După cum vedeți, putem să mai instalăm și pentru Android TV simulatoare, putem să instalăm și Android TV cu Intel, ARM și așa mai departe, dar acestea nu neapărat o să meargă cum ne așteptăm. Da? Sunt pentru altceva. După care o să instalăm și Android 5.1, la fel o să instalăm SDK, Sample, Google API Sources și ne interesează astea două. O să instalăm acum. Ok. Și pentru toate sistemele pe care voi le vreți, mai jos, eu o să las doar 5, dacă vreți mai jos, sunt mai multe. Ok, după care, în extras, o să vedem. Ne trebuie GPU Debugging Tool, nu. Android Support Repository ne trebuie pentru suport library-urile. Android Support Library. După care, Android Auto, nu. Google Play Services, nu. Google Repository, da. Google Play APK Expansion Library, nu neapărat. Billing, nu. Licensing, nu. Google USB Driver ne trebuie pentru că suntem pe Windows. Pe celelalte platforme, opțiunea asta nici nu este valabilă. WebDriver și o chestie foarte importantă, avem nevoie de partea asta. Da? Deci Intel x86 Emulator Accelerator este o bucată de care avem nevoie. După care o să apăsăm pe Install. Aici trebuie să, o să vedeți că există două tipuri de license-uri, Android SDK și Intel. Da? Deci o să dăm Accept License pentru toate din SDK. Și pentru toate din Android, la Intel. Ok. Dăm Install. Ok. Am instalat toate tool-urile de aici. Tot ce avem nevoie. Bun. După acesta, să dau OK. Ok. Acum o să trebuiască să ne creăm un emulator. O să vă arăt cum se creează un emulator cu tool-urile standard. Pentru asta, în locul unde a fost instalat SDK-ul, după cum vedeți aici am instalat SDK-ul, avem AVD Manager. A, și AVD Manager-ul, chestia asta, tool-ul ăsta putem să-l pornim și din Android Studio, dar by default este și Standalone Edition. Și de aici avem un simulator gata creat și o să-i dăm start. Dar dacă o să facem chestia asta, o să avem destul de multe probleme de performanță. Așa că în SDK, în subfolderul Extras, există un subfolder Intel, unde am downloadat Hardware Accelerator Execution Manager-ul. Da, chestia asta și aici avem un Intel Hex Android pe care o să trească să-l instalăm. Eu l-am instalat deja, dar o să vreau să instalez un update la el. Ok. Chestia asta ar trebui să funcționeze. Și s-a terminat. Dacă pe sistemul vostru de operare nu funcționează din anumite motive, o să vă arăt într-un filmuleț următor cum se instalează Genymotion-ul. Da? Dar dacă l-aveți instalat și funcționează, vă recomand să-l folosiți pe ăsta. După care, de aici o să dau un create ca să creez un alt simulator. O să-i dau un nume, de exemplu Android 1. O să selectez un device. Acum, după cum vedeți aici, aveți în dreapta, în paranteze, și mărimea. O să vreau unul mai mic, așa, să zicem, ăsta, care o să folosească Android 6 Google API. Asta nu e 6, asta e 6. Ok? După care de aici putem să selectăm, în funcție de ce variante de imagine am downloadat, ce fel de procesor să folosească. O să merg cu x86 pentru 64. O să putem să selectăm tot felul de skin-uri pentru el. Așa, no skin. Deci putem să selectăm câtă memorie să folosească, internal storage-ul, dacă are sau nu stricat și o chestie foarte importantă, use host GPU ca să deseneze mult, mult mai repede toate chestiile. După care să dau OK. OK. După care vedem aici o grămadă de loguri. OK. Și apare simulatorul nostru aici și o să-i dăm start.
Ok, s-a pornit și simulatorul nostru, după cum vedeți, destul de mic. Dăm ok. Și se pornește simulatorul nostru cu Android 6.0. După cum vedeți, merge destul de smooth. Da? Din cauza hex nu se cadează, nu nimic, merge destul de smooth. Și putem să vedem, după cum vedeți, am deja tool-urile de Google și gata să instalăm și să folosesc orice. Da? Ok. Cu acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, să aveți o zi de 10.